Bună seara, stimați oră, spectatori, ca de obicei, împreună la această oră, ca de obicei, cu emisiuni interesante. Și sigur că da, în această perioadă, ce emisiuni mai interesante am putea decât să fim în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Paște și să le întâmpinăm așa cum se cuvine. Alături de noi, domnul părinte Gabriel Groza, bună seara și bine ați venit, domnule. Bună seara, bine v-am regăsit. Înainte de a începe, o să vorbim sigur că da despre semnificația sărbătorii despre ce s-a întâmplat atunci și, bineînțeles, despre toate etapele care în aceste zile sunt reamintite, da, re -evocate, uh, și uh, în fiecare zi din Săptămâna Mare există uh, slujbe la biserică, dar și există uh, sigur că da acele uh, refacere ale uh, timpurilor uh, străvechi uh, când uh, a fost uh, mai întâi uh, condamnat, uh, apoi uh, torturat, uh, omorât uh, Domnul Iisus Hristos, iar sigur că da, după aceea ce am așteptat cu toții învierea. Domnul Părinte, înainte de asta vreau să vă întreb ceva ce se discută foarte mult în această perioadă și sigur am dorit și părerea dumneavoastră. E din ce în ce mai des vehiculat ideea de a se înțelege bisericile și de a sărbători Paștele împreună și, religia, și cei de religie catolică și cei de religie ortodoxă. Din punctul dumneavoastră de vedere este posibil și se va putea întâmpla acest lucru? Eu cred că cei care au făcut să se fac, să se sărbătorească, sărbătorească Paștele așa cum se sărbătoresc acum, tot aceea vor fi în măsură ca să aducă unitatea înapoi, să se prăznuiască, să se celebreze Sfânta Înviere sau Sfintele Paști poate la aceeași dată. Dar nu știm dacă acum, cât de repede sau cât de târziu, sau peste câtă perioadă va fi acest lucru. Sigur se calculează data Paștilor după două calendare diferite, unul Gregorian, celălalt Iulian, unul îndreptat și atunci probabil se va ajunge la un consens. Dar deocamdată sunt discuții și când Dumnezeu va vrea, așa spun, când va vrea Dumnezeu, atunci se va ajunge la un numitor comun. Pentru că, sigur, mai ales în comunitățile cum suntem și noi aici, în zonă, sigur sunt mulți credincioși catolici și mai mulți ortodoxi și atunci ar fi oarecum binevenită, să zic, o, o sărbătorire comună. Da, din punct de vedere social aveți dreptate, ar fi sigur benefică pentru toată lumea că ne-am întâlnit sau împrăznuit la aceeași dată, poate n-ar mai fi diferență sau întrebări ale unor persoane care spun, da, de ce să sărbătorim în da, viera de două există ori. există și aceste întrebări. Dacă s să sărbătorim în de două ori sau anumite discuții pe tema cu venirea Sfintei Lumini și cred că foarte multe s-au eliminat din acestea. Și atunci oamenii n-ar intra în tot felul de divergențe sau discuții fără, poate fără sens. Dar cred că Dumnezeu va lămuri. Când va trimite Duhul cel bun, îi va lumina pe cei care trebuie să hotărească cum este cel mai bine. Da, apropo că spuneați de lumina care se arată de fiecare dată de Paștele Ortodox, da. știu eu că doar atunci apare lumina da. sfântă. Ați fost în locul unde apare lumina sfântă? Vizitat? Am fost la Ierusalim de cinci ori până acum, am avut mari bucurii. Sigur, nu le putem exprima în cuvinte trăirile pe care le avem acolo. Când ajungi la anumite locuri, deci, spre exemplu, la mormânt, pe muntele Taborului, la Betlem, la locul nașterii, efectiv te cutremuri. Deci, simțirile sau trăirile pe care le avem acolo, în acele locuri, te umplu nu de har. Pot, uh, nu se pot nu, nu se pot exprima și explica în cuvinte și de aceea îndemnăm pe cei care doresc să meargă acolo să vadă. Am intrat în Sfântul Mormânt și... Ultima dată chiar am avut bucuria să stau mai mult înăuntru, până au intrat toți și că era lume multă și am avut grijă de cei cu care am fost noi și i-am ajutat pe fiecare să se închine, să intre înăuntru în Sfântul Mormânt și a fost o bucurie de plină. Da, ne revenim uh, și să uh, reiterăm ce s-a întâmplat atunci, uh, așa cum v-am promis uh, de spectatori, uh, și o să începem cu procesul uh, lui uh, Isus, da? pentru că da. uh, el a fost condamnat uh, ulterior, uh, sigur schinjuit uh, și ucis uh, în urma unui proces. Așa este. Sau simulatul de proces cel uh, mai degrabă, mai... un proces cel mai nedrept proces care a existat în lume îl socotesc și, arhi... și exegeții, și bibliștii, și cei care vorbesc despre proces, pentru că nu a îndeplinit și n a respectat nici dreptul roman, nici celelalte cerințe ale legii udaice. Și atunci, sigur, procesul Mântuitorului, dacă îi putem spune proces, a avut două faze. O fază religioasă și a mai avut și o fază romană sau o fază politică. Deci era politicul și atunci, și pe vremea aceea puternic. Da, deci, puternic. învățăturile sau, mă rog, acuzele religioase s-au transformat în acuze politice. Pentru că știm cu toții, în vremea Mântuitorului, poporul evreu era sub stăpânirea Imperiului de la Roma. Da. Și atunci, cel de la Roma, cezarul, avea acolo administratori, avea stăpânitori, așa precum era și Ponțiu Pilat și ei erau reprezentanți împăratului de la Roma. Și ei, practic, gestionau și coordonau toată activitatea. Erau sub supunere romană, cu alte cuvinte. Da. Deci, o să vedem la un moment dat în proces că ei se tem că vor veni romanii și le vor lua țara și neamul. Deși romanii erau acolo. Da. da. Deci, procesul a avut uh, aceste două faze. Faz, uh, care a fost faza religioasă? Faza religioasă. În primul rând, are aspecte de nivel religios și anume, ei așteptau, evreii așteptau un mesia. Războinic, un mesia puternic, un mesia care să vină să le îndeplinească toate părțile sociale. Să i ajute să fie mai înstăriți. Deci noi știm că partea evreiască întotdeauna a iubit foarte mult bani. Da, și pe de altă parte nu au adus o niciodată foarte rău din punctul ăsta de vedere. Așa este. După aceea ei nu s-au văzut niciodată sau cel puțin din Sfintele Scripturi nu s-au gândit la chipul evanghelic al lui Isus. N-au înțeles acest lucru. Ori noi știm toți creștinii și îl cunoaștem pe Iisus ca Iisus cel bun și blând și iubitor și răbdător. Deci acesta este chipul evanghelic al Mântuitorului. Ei l-au așteptat altfel. Pe un Mesia, cum v-am spus, puternic și războinic. De aceea, iată, nu l-au socotit, nu l-au acceptat și mai mult l-au condamnat și l-au omorât. Și după aceea, sigur, au rămas ei în credința lor și au căutat să se comporte așa cum se comportă până astăzi. După aceea mai vedem că la procesul Mântuitorului trebuia să fie un pretext ca să îl poată condamna, să îl poată judeca. Pretextul l-am văzut în sâmbăta lui Lazar. În sâmbăta lui Lazar, Mântuitorul face o minune, merge la mormântul lui Lazar și îl înviază pe acesta care era mort de patru zile. Deci, un om mai ales în Țara Sfântă, după ce moare, se mormântează foarte repede. Iisus era, era într-un loc, venea din Galileea, era într-un loc și a zăbovit în locul în care se găsea, zice Dumnezească Evanghelie. Iar după aceea a mers acolo, a mers la Marta și la Maria, la surorul lui Lazar. Și i-au zis, surorile, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și atunci Mântuitorul prevestește învierea, și eu sunt învierea și viața. Ce fratele vostru va învia. Și Marta zice, știu că va învia la învierea cea de apoi. Și Iisus o încredințează, crede numai și fratele va învia. Și merge la mormântul lui Lazar, Vine și sora ei Maria și plânge, vin și cei care o mângâiau și Iisus Hristos ce face? Acolo la mormântul lui Lazar își ridică ochii către ceruri, către Tatăl Ceresc și se roagă. Ce părinte, ce, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că totdeauna, totdeauna am ascult, dar pentru cei care m-au trimis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și apoi l-a strigat pe Lazar. Lazar vino afară și a ieșit mortul din mormânt. Deși era în a patra zi, după trei zile, a intrat în procesul de descompunere, în procesul de putrefacție. Aceasta a fost minunea care a cutremurat toată cetatea Ierusalimului. Cum să învie un mor care deja era în descompunere? Iată, Hristos ne arată că există viață dincolo de moarte. Și ne mai spune ceva Evanghelia. Că mulți au crezut, din cei care au participat la minune, mulți au crezut în Isus. Și de aceea i-au făcut așa primire triunfală în ziua următoare când Isus a intrat în Ierusalim. Toți au venit și l-au aclamat și l-au primit cu mult drag, cu multă căldură, i-au strigat o osanale, i-au cântat copiii, l-au aclamat și toți oamenii l-au primit acolo, în Sfânta Cetate, de la Poarta de Aur, l-au primit triunfal pe Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta a fost pretextul, învierea lui Lazar. Deci, de ce? Care a fost acuzatia? Adică că a fost înviat Lazar? Aceasta a fost acuzația. Da, deci aceasta a fost prima acuzație pe care au găsit-o ei. Știți ce s-a întâmplat? Aici avem și scena, nu? Da? Când, când Lazar, Lazar iese din mormânt, iese și dezlegați și lăsați să meargă. Și după ce îl dezleagă pe Lazar, ne spune Sfânta Evanghelie, în seara aceea a așezut cu Lazar la masă. Asta și-a mâncat. Ca dovadă că într-adevăr a înviat. Deci nu era o nălucire sau doar vorbe. Și asta a, a fost acuzația care i s-a dus? Da, că l-a înviat pe Lazar. Și ce se întâmplă? Sinedriu, adică completul de judecat al iudeilor, zice, se adună peste noapte și zice, ce vom face? Că acesta face multe minuni și mulți din, foarte mulți cred în el. Toți vor crede în el și dacă lăsăm, vor crede foarte mulți în el. Și romanii, ne vor lua țara și ne vor lua și neamul. Deci romanii, cum v-am spus mai devreme, erau acolo. Iar caiafa arhiereul care trecuse de mandat, nu mai era în funcție. Arhiereul caiafa, zice, voi nu știți nimic. Ne este mai de folos ca să moară un om pentru popor? decât să piară tot neamul. Deci iată, vreau să-l omoare și pe Lazar și pe Iisus Hristos. Și după toate acestea, ne spune Sfânta Evanghelie, ajungem la partea cu arestarea din grădina Ghețimani. Sigur, urmează și partea cu cina cea de taină, când spală picioarele ucenicilor, instituie noul Paște, Sfânta Cuminecătură, când ți luați, mâncați, acesta este trupul meu și bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegicele noi, instituie cu alte cuvinte dumnezească Liturghie. Și le dă poruncă ucenicilor, apostolilor, zicând, aceasta să o faceți într-o pomenirea mea. Și de atunci, de la cina cea de taină, până la sfârșitul viacurilor, în Biserica lui Dumnezeu, se va săvârși, se va celebra Sfânta și Dumnezească Liturghie. Adică, iată, masa euharistică, în care Hristos se preface sub chipul pâinii și al vinului. După cina cea de taină, sigur, unde le spală înainte picioarele ucenicilor, ca să le arate că nu te poți apropia de cele sfinte decât dacă ești curat, tot acolo are loc și, și semnul despre care zice Mântuitorul, unul, adevărat vă spun vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Și se întreabă rând pe rând, care dintre noi? Și zice, cel care încinge cu mine în blid, adică cel care este aproape. Și el se ridică de la cină și pleacă, adică Iuda Iscarioteanu, care cunoștea toate rânduierile și merge la trădători și le spune ce să facă, unde să se întâlnească și unde îl va da în mâinile lor. Iar Isus, după cina cea de taină, are o lucrare extraordinară. Se retrage în grădina Ghețimani, unde avea obiceiul să se retragă să se roage. De aceea Iuda cunoștea locul. Și acolo se roagă foarte puternic, Părintelui lui ceresc încât sudoarea lui se transformă în picături de sânge și sfințește pământul. Acolo se află locul și este o biserică impresionantă, Biserica Națiunilor se numește. În Grădina Ghețimani. Ghețiman. Și de aceea mi-a plăcut foarte mult când preasfințitul părintele nostru, episcop Justin, zicea la un moment dat că în țara sfântă acum și pietrele vorbesc. Păi pietrele vorbesc despre toate întâmplările de acolo. Și atât acele locuri vorbesc despre felul în care Mântuitorul vine și spășește împăcarea omului cu Dumnezeu. Și acolo în grădina Ghețimani, se roagă cu această putere, se roagă lui Ceresc și cere ca să treacă de la el paharul morții. Și zice, Părinte Ceresc, dacă este cu putin să treacă de la mine paharul acesta. Dar zice, a venit un înger de sus și l-a întărit, dar nu precum este voia mea și facă-se voia ta, Părinte. Și a rostit această rugăciune de trei ori, cei trei apostoli care l-au însoțit au adormit, s-a dus la ei prima dată, s-a dus a doua oară și a zis acum privegați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Ridicați-vă să mergem, că iată s-a apropiat cel care m-a vândut. Și atunci apare Iuda cu un convoi cu oaste mare și pe semne că nu aveau dreptul să facă acest lucru, nu aveau voie să-l aresteze în vreme de noapte. Era seara, au venit la el cu, cu făclii, cu felinare, au venit cu arme, au venit un, o, o cohortă, așa numește Evanghelia, o cohortă foarte mare. Și de ce? Ei îl aveau un frunte pe Iuda, pentru că Iuda cunoștea locul. Iuda știa că Hristos se roagă acolo. Știa că acolo merge cu cenicii lui. După aceea, mai mult decât atât, Iuda le-a pregătit și semnul, pe care îl voi săruta acela este, pe acela prindeți-l. Și așa s-a întâmplat. Când s-a apropiat de Isus, l-a sărutat Iuda și... De acolo vine și vorba a sărutului Iuda, sărutul, da? sărutul, trădării. Da, care e sărutul... Sigur, lui... vine și mustrare din partea Mântuitorului ce cu un sărut îl vin stube pe învățătorul. Cu un sărut. Pentru ce? Și sunt, din nefericire, sunt mulți care trădează și nu iubită de Dumnezeu trădarea. Iată, îl ține Mântuitorul la pieptul lui, îl duce lângă el, îl Hrănește, îl învață cele Dumnezeu și el vine și îl vinde. Mai apoi știm. Pentru care... câți? 20? 30, de arginți. 30 de arginți. Deci, pentru 30 de arginți și după ce se întâmplă toate acestea, după ce Iuda îl trădează, după ce vede procesul și moartea Mântuitorului, mi-a plăcut foarte mult expresia unui învățat care scria: Iuda a mers și a aruncat arginți în templu, cei 30 de arginți, când și-a dat seama, conștientizat. Deci, am vândut sânge nevinovat. Arunca bani în templu. Iar cei care răspundeau de templu au zis, nu se cuvine să-i punem în vestirea templului, că sunt, sunt, bani de sânge. Să cumpărăm cu ei țarina olarului, în care să înmormântăm străini. Și aceea se numește țarina sângelui până în ziua de astăzi. Un loc foarte pustiu, foarte searbă. Mm -hmm. da. Iar după aceea, după ce a aruncat arginți în templu, Iuda s-a dus de s-a spânzurat. Și asta vreau să spun. Un mare învățat, am citit zilele trecute, spune atât de frumos. Iuda pierde pe Hristos, dar pierde și învierea. Își pierde și mântuirea în același timp. Deci iată unde duce trădarea. Îl pierzi pe Dumnezeu și te duci și ajungi, de, îți pierzi mințile, te duci, te duci și dai, viața, îți dai viața în mâna celui negru și a celui rău. Și acesta a fost sfârșitul lui nedorit, da. nedorit. de Dumnezeu, sinuciderea, da? Sigur că da. Nu este agreat de Dumnezeu și din nefericire sufletele acelor oameni știm din învățătura bisericii ce se întâmplă. Dumneavoastră, ca și părinte, nici nu puteți oficia slujbe de mormântare la cei care se sinucid. În biserica noastră nu se oficiază slujbe de mormântare, sunt doar ceva rugăciuni, foarte puține la ieșirea grea a sufletului. Deci foarte foarte puține, sunt anumite rânduri foarte scurte pentru că acel suflet sigur a căutat în altă parte. Sunt anumite pogorăminte la persoanele care au anumite boli psihice, la cele lucruri se, se acceptă mai fac, uh... se, se mai fac anumite rânduri. Da. Dar sigur ei au uh, un pic de pogorământ din partea bisericii, tocmai pentru că n-au fost deplinătatea conștiinței de lor. Geor, în Italia, la... Așa. După aceea vedem, spuneam că au fost oameni, au venit cu săbii. De unde știm că vin cu săbii? Deci toți erau cu săbii. Și la un moment dat, unul dintre ucenicii săi, și anume Petru, scoate sabia din teacă și taie urechea slujitorului al Evanghelistul Luca îl numește pe nume Malhus. Și Isus îi spune, bagă sabia în teacă, Petre. Oare nu crezi că poți să chem o legiune de îngeri? Dar cum se vor împlini toate acestea? Cel ce scoate sabia de sabie va muri. Și atunci, sigur, bagă sabia înapoi ceilalți erau pregătiți și l-au luat pe Isus. S-au întâmplat câteva lucruri acolo în grădina Ghețimani când au căzut toți cu fața la pământ. Și pentru dacă mă căutați pe mine, zice Domnul, lăsați-i pe aceștia să plece, pe apostoli. Și au lăsat. Și aici e marea tristețe a săptămânii cele mari. Isus rămâne singur la patima. Isus este însoțit de Sfânta lui Maică, de Ioan Evanghelistul, și mai vin câțiva dintre ucenici care cunoșteau prin Sinedru, Eu și Nicodim, care participă și care au încercat la un moment dat să îl ajute pe Iisus. Și dintre sfintele femei. Ceilalți toți au plecat. Toți s-au speriat. Îl vedem pe Petru mai încolo să vedem cum și el se leapă de Iisus Hristos, dar nu ajunge în situația lui Iuda. El are puterea să se căiască. Deci și ieșind afară, a plâns cu amar. Îi spune Mântuitorul, la un moment dat, înainte de a cânta cocoșul, Petre, de trei ori te vei lepăda de mine. Și atunci Petru, prima dată, când îi spune, nu mă voi lepăda și de va fi să mor cu tine. Și atunci, într-adevăr, când aude Petru cântatul cocoșului, la cea de-a treia lepădare, își dă seama că s-au împlinit cuvintele profetice ale Mântuitorului și iese afară din curtea arhiereului și își plânge păcatele. Și Domnul îl iartă. Îl repimește înapoi. Și după înviere îl întreabă de trei ori pe Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, știi, știi că te iubesc. Îl mai întreabă încă o dată. Iar a treia oară când îl întreabă, Da, Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Și Domnul spune, Paște, păstorește oile mele. Și îl reprimește înapoi în treapta, în treapta apostolească. Reprezentând oaia rătăcită, cum am zis. Oaia rătăcită, dar și oaia care, care se întoarce și este reprimită înapoi. Și aici ar trebui să, fim foarte, să fiu foarte explicit. La arestarea Mântuitorului n-au participat romanii. Că toată lumea... Erau sub stăpânire romană, dar au venit romanii să-L ia? Nu. Au venit să le nu. Au fost cei care erau în slujba templului. Aceia au venit să-L prindă pe Iisus Hristos. Care erau plini de răutate. Aceia au căutat acel prilej, acel motiv al învierii lui Lazar și cu a, prin, prin acel motiv să-l omoare și pe Fiul lui Dumnezeu. Și de aici mergând mai departe, sigur, erau câteva proceduri de judecată. Ca și la noi, în orice legislație. Care nu s-au respectat. Deci în cazul lui Isus și în cazul procesului Mântuitorului nu s-au respectat aceste lucruri. Spre exemplu, orice proces se făcea înaintea poporului, era public. Da. Trebuia să existe martori ai acuzării și martorii apărării. Au existat numai martorii acuzării. Hristos n-a avut, avut, martori, n-a avut cine să-l apere. Mai apoi, oamenii martorii mincinoși erau pedepsiți. În carte Leviticus spune foarte clar, cine este așa să fie pedepsit chiar cu moartea. Au fost mulți martori mincinoși, niciunul n-a fost pedepsit. Mai apoi, desfășurarea procesului noaptea și spre sâmbătă ori procesele, noi știm, se țineau numai după răsăritul soarelui și după jerfa de la templu. Iarăși o nedreptate. Sentința capitală, sentința la moarte, se nu se dădea imediat, ci se dădea în orice caz, se dădea a doua zi. Deci completul de judecat, analiza, hotărea, cumpănea foarte bine și dădea această sentință abia în ziua următoare. Și mai era ceva la Iisus Hristos, la ceilalți n-aveai voie să te atingi de om, să-l maltratezi, să-l lovești, să-l badjocorești în timpul procesului. Ori noi știm că pe Iisus l-au badjocorit, l-au lovit, i-au pus tresti, i-au pus cu cunună de spini, l-au umilit în ultimul hal. Asta din timpul procesului. Din timpul încă... procesului, deși era ilegal să se facă. Deci atât câte ilegalități se întâmplă aici la procesul Fiului Lui Dumnezeu. Iar de aici, de la grădina Ghețiman, Iisus este dus... La Ana Arhereu, despre care am vorbit că nu mai era în funcție. Despre. Ce este întrebat Iisus când ajunge la Ana? În fața lui Ana. Despre ucenicii lui și despre învățătură. De ce îl întreabă de ucenici? Îl întreabă de ucenici pentru că se temea fostul arhiereu, Ana, care are foarte mulți ucenici. Cum era și adevărat. Și nu cumva aceștia să se revolte. Și atunci se temea cum era în expectativă și vrea să vadă câți ucenici are. Dar Mântuitorul nu i-a răspuns. N-a intrat în dialog cu el. După aceea îl întreabă pe Iisus Hristos despre învățătura sa. Și aici îi răspunde. Ce învățătură? Cu ce mergi la oameni? Cu ce faci minuni? Cu ce îi cucerești? Și Domnul le spune foarte clar. Eu am vorbit în templu și am vorbit lumii pe față. Să vă spună cei care m-au auzit. Cei care sunt de față, întrebați pe toți. N-am vorbit nimic în ascuns. Deci foarte clar, foarte sincer, Dumnezeu este a vorbit Fiul lui Dumnezeu. Și a vorbit nu altceva decât Evanghelia Mântuirii. Și atunci când vorbește el aceasta despre învățătură, îi răspunde arhireului uh, arhiereului Ana, unul dintre cei slujbași care erau acolo îi dă o palmă lui Iisus Hristos. Și atunci îndemnitatea lui Fiului Dumnezeu nu rămâne indiferent. Dacă n-am vorbit rău, de ce mă lovești? Dacă n-am vorbit rău. Deci nu se lasă jocorit atunci când știe că spune adevărul. Și el, slujitorul, așa a răspuns toarhireului? Adică cum răspunde? Îi răspunde Dumnezeu. Îi răspunde exact cum a făcut. Îi spune numai adevărul. Și el este lovit pentru că spune adevărul. Deci, din nefericire, vedeți că se întâmplă și între noi. Când oamenii spun adevărul, din păcate, sunt batjocoriți sau sunt condamnați. Da. Și aici mai vreau, domnul Părinte, să lămurim un lucru. Există acea e, vorbă e, atunci când un om este plimbat oarecum pe nedrept și fără să îi se rezolve problema, că îl plimbă de la Ana la Caiafa. Deci ne-ați povestit, e, a fost la Ana și ce dorea Ana să afle, respectiv cât, dacă trebuie să fie frică de numărul ucenicilor. Da. da? Și apoi la Caiafa, da? Caiafa reprezentând... Era arhiereul care era în funcție în vremea respectivă. Am înțeles. Era rudenie cu Ana. Pentru că din seminția lui Ana erau șase care au fost, mă rog, ginere, a fost, Caiafa a fost ginere la Ana. Sau au fost fii și, mă rog, rudenii care au îndeplinit această funcție arhierească. Și este trimis de la Ana la Caiafa. Dar înainte de a ajunge la Caiafa, vreau să vă spun că lepădarea lui Petru are loc în curtea lui Ana. În curtea, atunci s-a da, 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 Până curtea, la cântatul Cocoșului. primul cântat a Cocoșului. C da? când, până când a cântat Cocoșul. După aceea, Iisus este dus la Caiafa, iar martorii acuzării, zice, iar bătrânii, arhierei, bătrânii și toți din Edru căutau mărturii mincinoase ca să-L omoare pe Iisus. Și n-au găsit. Deci s-au donat iară sfatul bătrânii. Practic, nu poporul l-a condamnat la moarte, ci elitele poporului arhierei, cei bătrâni, înțelepții care au socotit oameni de vază. Și tot cei care, și Sinedriu, care conducea. Și ce n-au găsit în el nicio vină, deși au venit foarte mulți martori mincinoși. La un moment dat s-au găsit dintre acești marturi mincinoși doi, care și-au asumat acest lucru. Și au adus două acuze. Zice, l-am auzit noi pe el zicând că pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l zidesc. Și cea de-a doua acuză deci este o blasfemie. Că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Nu s-a făcut, chiar era. Da. Și ei s-au gândit atunci, bine, bine, cum acesta poate, acest templu frumos, impozant, măreț, făcut în atâta vreme, îl poate dărâma și în trei zile să-l să refacă. Și atunci Caiafa îl întreabă pe Iisus Hristos și aici intră în dialog Hristos Domnul cu el. Caiafa îl întreabă să te jur pe numele Dumnezeu celui viu să ne spui nouă dacă tu ești Hristos nu putea să ascundă Dumnezeirea. Și atunci Domnul îi zice, tu ai zis, dar de acum adevărat vă spun, bă, veți vedea cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu și sunt de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci iată își măturisește Dumnezeirea înaintea arhiereului. Și abuzind arhiereul, face un gest care nu, nu s-a mai întâmplat niciodată își rupe hainele de pe el înaintea sine, înaintea completului de judecată și a celor care erau prezenți acuzatorii, își rupe hainele de pe el, veșmintele și zice, este vinovat de moarte. Oarecum, iată, îi spune sentința. Și referitor la acuzele care îi se aduc Mântuitorului, că poate dărâma templu, el s-a referit foarte clar. Zice, dărâmați templu trupului meu. Adică dărâmați-mă, omorâți-mă da. și în trei zile îi vor rezidi ceea ce s-a și întâmplat. Da. După trei zile îl rezidește și rezidește cum? Plin de lumină și de har. Deci, așa cum l-am văzut după înviere, că poate intra la ucenici prin ușile încuiate, poate fi prezent acum aici, peste câteva clipe nemaus și în alte și în alte locuri. Iată, Hristos ne arată starea îndumnezeită după înviere. Așa că despre acest templu era vorba, despre templu trupului său. Iar cea de-a doua acuză, că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, era în cartea Leviticului o învățătură că cel care se făcea pe sine Dumnezeu trebuia să fie omorât cu pietre. Ori Iisus nu, nu s-a făcut. L-au întrebat ei și și-au dat seama din învățătură, din minunile pe care le-a săvârșit. Și nu putea să tăgăduiască acum că nu este el. Da. Pentru că el știe, de la tatăl am venit și la tatăl mă duc. Și lucrurile pe care le am văzut la tatăl meu, acelea am venit să le fac. Această lucrare o face, iată, Fiul lui Dumnezeu. Se mai întâmplă ceva. Nicodim, cel care este aproape de Isus, a fost și el în Sinedriu. Și la un moment dat arhierul întreabă, „Ce am poruncit mai devreme să-l aduci pe Isus înaintea noastră, înaintea Sinedrului, De ce nu l-ai adus? Și Isus îi zice, la sărbătoarea corturilor, niciodată n-am auzit un om să vorbească ca omul acesta. Deci, M-am temut de el când am auzit învățătură. era dumnezeiască și atât de frumoasă și de pătrunzătoare, încât cei care îl auzeau nu îl mai părăseau. Toți rămâneau să-l asculte și îl urmau pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea Nicodim nu trădează și nu-l aduce înainte ca să fie bagiocori, să fie pedepsit. Și atunci lasă lucrurile, dar totuși, iată, ele, ele se întâmplă în toate acestea. De aici, de la faza religioasă, am putea spune că se trece la faza politică, la faza romană. Pentru că Evreii n-aveau dreptul să o Și o să vedem când ajunge la Pilat, când ei spun că n-au voie să ia viața nimănui, ci doar romanii. Și în această fază romană, în fața lui Pilat, l-au adus pe Iisus de la Caiafa din Pretoriu, dar n-au intrat la Pilat. Știți de ce n-au intrat? N-au intrat la Pilat, evrei. L-au adus l-au predat. -au predat. L -au... L -au predat. Da. Deci nu, nu aveau voie să intre la păgâni, că la ei nu au să fie Paștile, și n-au intrat, intrat, la Pilat ca să nu se spurce, ci să-și mănânce Paștile lor. Ei la Paște sărbătoreau ieșirea din Egipt, din robia egipteană. Mm -hmm. Pe Sahu, și acum tot aceea sărbătoresc ei. Tot acolo au rămas, în acea rânduia la lor. Și n-au intrat, zicem, în pretoriu, în acel loc, ca să nu se spurce la romani, pentru că ei erau socotiți păgâni. Și l-au trimis numai pe Iisus acolo, l-au dat în mâinile lui. Și Pilat îi întreabă, ce învinuire îi aduceți omului acesta? Iar iudeii, cum îi știm noi, ca și în ziua de astăzi, foarte aroganți, au spus, dacă nu ar fi fost un rău făcător, nu ți l-am fi dat Adică voi veniți și-mi vorbiți arogant? Zice reprezentantul cezarului. Dacă n-ar fi fost un rău făcător, nu ți l-am fi dat și atunci Pilat le răspunde pe măsură. Le răspunde foarte ironic și el. Deci atunci luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Dar iudeii vin și completează. Și zic, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Deci ei puteau să-l judece, dar nu puteau să-l omoare. Da, dar pe de altă parte e deja au anticipat sentința. Ei au anticipat sentința, dar l-au simțit pe Pilat că vrea să le libereze. Și din acest proces nedrept vedem că Pilat a încercat de opt ori, sub diferite forme, să le libereze pe Iisus Hristos. Iată acum prima dată. Am putea spune că este unul dintre cei care îl apără pe Fiul lui Dumnezeu și o să vedem de ce. Dar după ce l-au adus la Pilat, l-au întrebat, care e vina, pentru ce vină? Transformă acuzele religioase în acuze politice. Pentru că pe romani nu interesau partea religioasă. Da. Ei erau păgâni, nu aveau nimic, că păi, voi sunteți cu religia voastră, cu templul vostru, nu e interesat. Și atunci, ca să fie credibil, au venit și l-au acuzat din politic. punct de vedere politic. Și ce acuză aduc înainte lui Pilat? Deci, acest om răzvrătește poporul. Ridică poporul împotriva cezarului de la Roma. Ori noi știm că Iisus Hristos chiar nu răzvrătea poporul. Poporul mergea și se comporta normal și natural. Da. Și îl iubea și niciodată nu s-au răsculat. Și există și acea dați cezarul adică... de ceea cezarul. Și cea de-a doua acuză care o dau, ca să fie mai credibil, deci oprește să se plătească de cezarului. La un moment dat, când Petru merge și pescuiește, aduce peștele de acolo, și dați cezarul ceea cezarul și ce, Dumnezeu, ce Dumnezeu lui Dumnezeu. La fel și când i arăta chipul de pe ban Da. Ce chip aveți aici? Chipul cezarului. Păi dați-i cezarul ce, 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 ce lui, Deci ce, la bani se referea. Banul e al e cezarului de la Roma. Și ce al lui Dumnezeu? Ce al lui Dumnezeu? Ce Adică lui Dumnezeu ce să dai? Partea sufletească. Vedeți că aici de multe ori e puțin e interpretată greșită asta cu das cezarului cea cezarului. Da. Uh, unii o folosesc într-un mod uh, oarecum uh, greșit. Uh, ca și un merit. Referindu-se ca și un merit da cezarului ceea cezarului, dar de fapt se referă la chestii bani. Că practic la chestii la materiale, la lucruri materiale. materiale, sigur că da. Deci, dați materialul cui. CU e, se ocupă de partea materială. Material. Iar partea da. spirituală sau partea duhovnicească da. o dați lui Dumnezeu. Da. Că el și în cântări, când oameni atât de frumos, ce voiește? Isus îți voiește inima ta. Sufletul tău să-l vadă că ai și parte sufletească, că te-ai și pregătit, ai și altceva. Și atunci. Sigur, și noi trebuie să dăm, și noi credincioșii, trebuie să dăm Dumnezeu cele Dumnezeu. El ne-a dat viață, ne-a dat dragoste, ne-a dat, ne dat multe daruri și ne poartă de grijă. Și atunci trebuie să fim mulțumitori și recunoscători pentru toate binefacele pe care le face Dumnezeu asupra noastră. Iar celelalte lume le dăm lucruri lumești. Da. Care? Da, știm cu toții, și impozitele la stat. Așa este. Care știm cu toții că la plecarea spre veșnicie nu luăm din ceea ce este material nimic, nimic cu noi. No. Absolut nimic. Luăm cele bune și cele, cele rele. Acelea ne sosesc dincolo de moarte. Și o a treia acuză, cu care l-au acuzat iudeii înaintea romanilor, a zis că este împăratul iudeilor. Orcezarul Tiberiu de la... Roma nu vrea să audă că este al conducător. Și aici cum au gândit ei că îl pot îndupleca pe Pilat. Că nu putem pune alt împărat, nu putem pune alt, alt domnitor. Și aici se vorbește, sigur, înaintea lui Pilat, are loc primul dialog despre regalitatea lui Isus Hristos, dacă el este rege sau nu este rege. Și merge Pilat la Isus în pretoriu și îl întreabă, tu ești împăratul iudeilor? Foarte frumos răspunsul, copleșitor. Zice Isus Hristos, de la tine sus spui aceasta? Sau alții ți-au spus-o despre mine? De la tine o spui? Sau ți-au spus-o cei care m-au dat în mâinile tale? Da, da. Și zice mai departe, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu pentru aceasta m-am născut. Și pentru aceasta am venit în lume. Ca să aduc o altă împărăție. Dar n-am înțeles. Și mai mult decât atât, eu zice Mântuitorul, eu am venit să mărturisesc totul despre adevăr. Și întreabă Pilat, ce este adevărul? Pe adevărul era Iisus, era în fața lui. Și atunci s-a cutremurat Pilat și și mai tare s-a temut și căuta iară prilej să le libereze. A ieșit afară, a ieșit din pretoriu afară și iarăși din nou le-a oamenilor, eu nu găsesc în el nicio vină. Dar cei de acolo au strigat, este vinovat de moarte. Pentru ce? Și Pilat a spus, nu găsesc în el nicio vină. Iată un alt motiv sau un alt loc în care... Încă ca un... Uh... Încă o încercare, o încercare de a eliberare. elibera. elibera da. Și zice Pilat, luați-l voi și-l judecați că eu nu găsesc în el nicio vină. Și atunci găsește o altă modalitate de a l elibera. Își aduce aminte că Isus este din Galileea, în partea de nord a sării sfinte. A, dacă este din Galileea, păi în Galileea jurisdicția este a lui Irod, nu este a mea. Și atunci el audea și fiind Irod și el la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștilor Evreiesc, a venit din Galileea la Ierusalim, atunci de ce îl trimitem la Irod. Să-l judece Irod. El nu vrea să-și să asume această dată. De aici vine acea uh, vorbă cu să ne spălăm pe mâini, da? S-au spălat pe Ajungem mâini. Ajungem și acolo, deci, sigur că da. Când vrei să scapi de... Da. O, 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 de a, a lua o decizie nedreaptă. Da. Și îl trimite la Irod. Cine era Irod? Irod Tetrarhul. Este acel care l-a aștepta pe Iisus, a aștepta să-l vadă și să-l audă. Este cel care a curmat viața Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că a trăit în fără de cu femeia fratelui său, iar fi că acestea a cerut pe tipsie capul Ioan Botezătorul. Și atunci Iisus Hristos s-a întristat foarte tare. Și de aceea vedem că este trimis la Irod, dar Iisus nu poartă niciun dialog cu el. Nu stă de vorbă cu Irod. Era mâhnit încă din vremea respectivă. Și nu stă de vorbă, nu-i răspunde, deși încearcă el foarte multe lucruri să-l întrebe, Fiul lui Dumnezeu nu îi răspunde lui Irod absolut nimica. Și ce face Irod? Îl îmbracă într-o halmi de roșie, într-o haină roșie, îl badrocorește și îl trimite înapoi la Pilat. Nici el nu vrea să-l judece. A făcut, a luat este sânge nici măcar nevinovat, lui, nici de așa, a luat sânge nevinovat odată de la Ioan Botezătorul și nu vrea să mai încarce viața și cu, cu, sângele lui Iisus Hristos. Îl îmbracă, îl bagiocorește și îl trimite înapoi. Unii dintre exegeții biblici spun la un moment dat că oarecum prin acest lucru, prin această trimitere de la Pilat la Irod, s-ar fi împăcat cei doi care erau dușmani. Au făcut un pact de înțelegere. Uite, ți l-am trimis, l-am dat în mâinile tale. Dar fără niciun rost. Pentru că nu s-a luat nici o măsură și nicio, nicio decizie. Pilat și-a dus aminte când se întoarce Iisus Hristos înapoi, și-a dus aminte că la evrei era un obicei. Iată. Un alt motiv sau o altă metodă. Era un obicei ca să elibereze pe un rău făcător. La sărbătoarea Paștilor, cu diferite prilejuri, era obiceiul să elibereze un răufăcător făcător din temniță și iese afară și întreabă. Știți obiceiul vostru? Este sărbătoarea voastră. La sărbătoarea voastră avem Prilejul nu este vinovat. Haideți... De graciere, să... da? De graciere, sigur. Haideți să le liberăm pe acest împărat al vostru. Și îl punem în balanță pe Iisus Hristos cu cel mai mare răufăcător, cu Baraba. Ne spune Evanghelia, Baraba era tâlhar și criminal. Despre Baraba a auzit și cezarul de la Roma. El răzvrătea poporul. El îi înfricoșa. El îi omorea, nu Iisus Hristos. Și vroia să le libereze. Și ce credeți că cere poporul? Eliberarea lui Eliberarea Baraba. Lui Baraba. Păi cum să-l cel pe cel care te înspăimântă? Cel care îți omoară prunci? Cel care nu îți nu dă liniște deloc? Și cel care îți vinde orbi, Te ajută? Te mângâie? Este lângă tine? Cer moartea? Și atunci, Pilat văzând că nimic nu folosește și mai multă gâlceabă se face, ne spune Sfânta Evanghelie, a văzut că nu, nu, nu reușește să le libereze pe Iisus Hristos. Și aici vine un moment foarte important din procesul Mântuitorului. Soția lui, Cristina Procula, îi trimite un bilet când el era pe scaunul de judecată. Și zice, nimic să nu faci drepturile acestuia. Că multe am pătimit în vis pentru dânsul. Și atunci Pilat și mai tare s-a temut. Nu știm ce a pătimit. Nu știm ce era scris pe bilet. Dar iată această femeie vine și îi spune soțului ei să nu-i facă absolut nimic drepturile acestea. Și vedem că mai apoi Iisus Hristos este bătut cu biciu, este bătut peste cap, este încurunat cu o cunună de spini. Și îl pune înaintea lor și le zice pe Iisus Hristos bagiocorit, bătut, însângerat. Nu mai zice iată împăratul omul, iudeilor, și iată omul, e ce omul. Iată omul. Iată omul. Nu iată împăratul. Și atunci oarecum le spune Pilat, păi pe acest om vreți voi să îl omorâți? acesta e împăratul vostru? Pe păi acest om nu răzvrătește pe nimeni. Oarecum a mers și la sensibilitatea lor. Dar ei erau și mai înverșurați. Și a zis, și ei strigau din toți rărunchilor pe baraba, dar ce, ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristos? Zice, răstignește-l, răstignește Și atunci Pilat zice, luați-l voi și răstigniți-l că nu găsesc în el nicio vină. Și aici urmează spălarea pământului. Luați-l voi și răstigniți-l că eu nu găsesc nicio vină. Și aceasta a fost teama lui Pilat de Fiul lui Dumnezeu, care și mai mult s-a temut. Și după aceea ni se spune că Pilat se adresează lui Iisus și zice, tu cu mine nu vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez? Și am putere să te răstignesc? Și răspunde mântuitorul, Dumnezeu n-ai avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea, cel ce m-a dat în mâinile tare, mai mare păcatare. S-a cutremurat Pilat când a auzit aceste cuvinte. N-ai avea nicio putere. Dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Și iarăși a vrut să le libereze. Și -a, urmează ultimul atac care este definitiv. Dacă le eliberezi pe acesta, ce nu ești prieten al cezarului. Aici l-au prins iudeii pe Pilat. Să nu strice prietenia cu cezarul de la romă. Să nu-l schimbe din funcție. Da. Să adică rămână. ei au oarecum au vrut să îi spună că dacă le liberează, atunci el va fi reclamat, părât. Va că, fi reclamat la cezar că a făcut, o ele... a făcut da. ceva împotriva lui împotriva și împotriva să lui. fie schimbat. Da. Mai mult decât atât, ei se temeau pentru că toate, toți pașii pe care au făcut la procesul Mântuitorului au fost nedrepti. N-au respectat nimic din, din, dreptul roman. Și dacă aude cezarul de la Roma că toate au fost ilegale, atunci dacă nu-i mort, nu-l omoară pe Fiul lui Dumnezeu, sigur că nu se, nu se, va întâmpla bine în popor. Și ultimul atac. Arhierei i-au răspuns lui Pilat. Noi n avem împărat decât numai pe cezarul. Și atunci Pilat a zis, nevinovat sunt eu de sângele dreptul acestuia, voi veți da seama. Și urmează momentul crucial, evreii zic, poporul aruncă, își aruncă o sânge asupra lor. Sângele lui, asupra lui și asupra copiilor noștri, asupra urmașilor noștri, au cerut blestemul sângelui. Ori știm că mulți fraze noștri știu ce înseamnă un blestem, știu ce înseamnă blestemul sângelui și vedem noi că acolo, în așa zi sa, în așa zis popor ales, nu-i tare multă liniște. Sângele lui asupra noastră și asupra urmașilor noștri. Acest blestem parcă îi urmărește cumva pe ei. Da. Da, pentru că, iată, de, de cursul istoriei au avut multe momente în care au fost ucopsiți, uh, Ur... au fost. Uh, mă rog. Și mulți s-au mulți plecat în pelerinaj, mulți au ieșit în peregrinări. Mai mulți sunt în afara graniților țării și acum decât sunt în Pirecă. țara lor. Da. da. Și cu acest lucru, cu acest cu această cerere de blestem, cu această uh, sentință, Pilar le-a zis să fie răstignit. Atunci a dat sentința definitivă, sentința capitală, să fie răstignit și condamnat la moarte. Cu Golgota se încheie drama care a mântuit lumea omenească. Cu drama de pe Golgota. Cu drumul crucii. Este, urmează drumul crucii pe via Dolorosa, ajunge la Golgota, este răstignit între doi tâlhari, este bagiocorit și acolo, la cruce, Sfânta lui Maică îl însoțește. Și de pe cruce, ce femeie, iată fiul tău. O imagine cu tremurătoare. Fiule, iată mama ta. Au fost câteva cuvinte pe care Iisus Hristos le-a rostit de pe cruce, înainte de a-și da sufletul. Ultimul fânt, săvârșitul sa. Săvârșitul sa. A, -a. Am mai zis că e sete și l-au adăpat cu oțet și cu fiere, -a dat, -a dat, o pe Maica Sfântă în grija ucenicului Ioan și de atunci Ioan Evanghelistul a luat-o la el și a ocrotit-o până când s-a mutat la cele veșnice și la ceruri Maica Domnului. Iar după aceea, părinte, mâinile tale încredințez Duhul meu. Și plecând capul și-a dat Duhul, săvârșitul său. Săvârșitul Dar n-a uitat să-și ierte călăii de acolo de pe cruce. Iartă-le lor, părinte, că nu știu ce fac acolo împacă omenirea, acolo iartă pentru tot ceea ce au făcut și mai mult decât atât, la patimie și la răstignirea Mântuitorului, zice, pământul s-a cutremurat, ca asma templului s-a rupt în două. Morții au și din morminte și au intrat în Sfânta Cetate. A fost o imagine îngrozitoare, de coșmar. Cerul a plâns, deci s-a dezlănțuit cerul atunci la moartea Mântuitorului, încât toți care au fost Martor la această minune a răstignirii, au zis, au mărturisit, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost omul acesta. Deci, acele lucruri au făcut tremurătoare. Și prin această jerfă, prin aceste lucruri pe care le-a săvârșit Iisus Hristos, iată, împacă Dumnezeu cerul cu pământul. Îl împacă pe Adam cu Dumnezeu și pe noi ne împacă și ne deschide din nou porțile raiului, ne deschide ușa împărăției cerurilor. Până la urmă, aceste lucruri, începând de la trădarea lui Iuda și judecata și condamnarea de către Pilat, până la urmă trebuiau să se întâmple, pentru că dacă nu se întâmplau, Isus nu mai avea acea posibilitate de a se jertfi pentru noi, nu? Pentru oameni. El a venit să se jerfească și să împace, să împace lumea cu Dumnezeu. Și printr-o jerfă. Printr-o jerfă. Care printr jerfă. A... Sigur că înainte se aduceau jerfe sângeroase la templu. Se aduceau miei, se aduceau viței, se aduceau iezi. Și iată, de această dată, mielul cel blând este Fiul lui Dumnezeu, care împacă cerul cu pământul. De aceea e și acest obicei cu mielul de Paște? Sigur că da, da. Deci ca... Iar ouăle roșii vin de la sângele lui Hristos care s-a scurs pe acel coș de ouă care era sub cruce? Da. Prin tradiție, ni se spune că era o femeie care a venit cu un coș de ouă și s-a rugat ea că dacă este Fiul Dumnezeu să înroșească ouăle și toate s-au înroșit ouăle de sub cruce. Deci, de... conform acestor, mă rog, lucruri, dar trebuie să avem ouă și de alte culori, nu? De Paște. Normal, ouă, păi, în sângele, roșu, da? Sângele a fost roșu. Da, zic da încă, de zic că noi avem acum și, și verzi și galbene și da. mă rog. Noi le facem ca să fie plăcute ochiului. Le ochului... facem pentru că, domnul părinte, din păcate și dumneavoastră o știți mai bine, avem uh, o mare tendință de a comercializa sărbătorile, începând cu cea de Crăciun, care a devenit sărbătoare Coca-Cola, până la uh, cea de Paște. Uh, lucru care nu este... Taman firesc și nici prea sănătos, zic eu. Adică trebuie să păstrăm, totuși, decența acestor sărbători religioase, puțin mai presus decât comercialul care le aduce. Aveți mare dreptate aici, și din nefericire așa este. Ne îngrijim și vedem și pe posturile media sunt întrebați oamenii cum te pregătești de Paște, cât cheltuiești, ce buget da, ai de Paște. Totul e, Dar ca foarte și cum ar fi sărbătoarea foamei. Nu? Da, uh, foarte rar vedem întrebarea, cum te pregăti pregătit sufletește, sufletește. de Sufletește. Și-ai făcut pentru sufletul Până tău și postul perioadă? poate fi și sufletesc dacă nu-l putem sigur. ține pe, cel, pe da? cel alimentar. sigur. Deci există post de păcate. Dacă nu putem postul de bucate, măcar, măcar postul mă, de păcate. Măcar da, postul de păcate. Sigur că da. Domnul Părinte, ajungem, deci a fost o moarte, sigur, chinuitoare și groaznică. Învierea. Învierea Mântuitorului este cea mai mare minune. Este minunea care schimbă cursul omenirii. Pentru că, așa cum am zis mai devreme, ni se deschide poarta Raiului. Iisus Hristos reabilitează făptura umană. Ne aduce de pe pământ la cer. Totul se înobilează, se înveșmântează. Omul nu mai merge spre moarte, ci iată, de la moarte trece doar prin moarte, merge spre înviere. Și Isus este începutul învierii celor adormiți. Iar noi vedem cu toții că ați pomenit despre pregătire. Oamenii s-au pregătit cu post. Să nu uităm că înainte de Paște, înainte de săptămâna cea mare, au mai fost niște lucruri pe care oamenii le-au săvârșit din suflet. În fiecare sâmbătă și-au pomenit morții. Deci ne-am îngrijit foarte mult și de cei plecați pe drumul veșniciei. Le-am dat de veste că Dumnezeu se jărfește și pentru ei. Și au venit mulți oameni, mai mulți ca în anii anteriori, cu multă credință să se la stasă, să se roage, să crimeze, să stea în taină de vorbă și în rugăciune, să aprindă o lumânare cu cei plecați. Deci, iată, în toată, acest, în toată această lucrare este o simbioză. Îi prezent cerul, îi prezent, sunt prezente sufletele celor plecați, sunt prezenți cei de aici, din Biserica Luptătoare, și unii cu alții suntem într-o lucrare dumnezească. Și de aceea, S-au pregătit oamenii și învierea lui Hristos este, așa cum a zis, cea mai mare minune, este minunea prin care Hristos ne dă o viață veșnică. Și vedem că cel mai sfânt loc de pe acest pământ, Domnul Victor, este mormântul învierii. Mormântul cel gol este cel mai sfânt loc. Un mormânt. Pentru că de acolo îi viața. Și cea mai uh, uh, mare sărbătoare a creștinătății este tot aceasta. A este, și, este și cea mai mare, firesc, pentru că se schimbă. În funcție de înviere, se schimbă toate. Inclusiv natura. Inclusiv omenirea. Și de aceea oamenii, pe lângă faptul că iau au uh, pomenit pe cei morți, s-au pregătit sau S-au spovedit foarte mulți în acest an. S-au împărtășit. Au vrut să primească viață. Pentru că din potir... Mâncând trupul și sângele Mântuitorului, te împărtășești de viață. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Și eu îl voi învia pe el în ziua cea de-apoi. Păi cu această nădejde ne împărtășim. No. Ne apropiem de Hristos. Să avem viață veșnică și să dobândim împărăția cea de-apoi. Care iată, ne-a promis-o acum. Nu numai ne-a promis-o, ne-a arătat-o că este deschisă calea ca împărăției. Deci Hristos vine și ne arată până acum am fost, am vorbit cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, de acum toate sunt înfăptuite. Este datoria voastră să vă pregătiți drumul spre împărăția cerească. Asta vrea Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și eu apreciez și mă bucur foarte mult că oamenii, în special aici în zona noastră, au înțeles că au nevoie de Dumnezeu. Poate și perioadele prin care am trecut, poate și necazurile, poate și încercările cu bolile care au fost, sau cu tot felul de lucruri, care vin asupra omului, ne fac să ne smerim. Dar, din păcate, apropierea de Dumnezeu e, e mai intensă atunci, în cazul de suferință, de boală, în rest, cam uităm. Atunci când suntem în anumite necazuri, e păi, sigur e mai... și o se... vorba unui În cunoaștem mult pe Dumnezeu. Da. Asta atunci își e... aduce aminte de El, zice, uite, mi-am mi pierdut darul sănătății. Mi-am pierdut un copil, mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut soția, mi-am pierdut cu tare... Și atunci omul automat se trezește la realitate. Și se apropie și zice, de Dumnezeu. pentru mine a venit Dumnezeu. Deci El poate să mă ajute. El și mai ca Lui pot să-mi fie de ajutor. Că ajutorul la oameni sau în mâinile altora este neputincios. Și atunci apelăm sigur la Cel care este Dătorul Sănătății și a tuturor darurilor la Sfinte. La Vorbeam la început de emisiunii de faptul că Sfânta Lumină apare în fiecare an și doar... De Paștele Ortodox, cum, cum apare, domnul părinte, Sfânta Lumină? Am înțeles că s-au făcut verificări acolo sau. Sigur că da. S-au căutat de brichete, de chibrite, să nu intre nimeni și totuși ea apare oarecum Ca să miraculos. Înțeleagă, telespectatorii, ați văzut sau poate s-a văzut și la televizor când apare Sfânta Lumină. Este un ritual care patriarhul. Participă acolo la Sfântul Mormânt, sigur, rostește rugăciuni, înconjoară Sfântul Mormânt de trei ori. Și ca să înțeleagă lumea, cheia de la Sfântul Mormânt este a unui musulman. El stăpânește Sfântul Mormânt. A, el, deci nu se pot face face să mă sigur că nu. El cu atât mai mult vrea să vadă că lucrurile sunt reale. Da. Cheia de la Sfântul Mormânt, deci nu este a unui creștin. El închide și deschide ușa cea mare. Și atunci intră patriarhul, sigur, fără sursă de foc, fără sursă de nimic, intră cu acele făclii, înveșmântat doar în veșmintele intră în Sfântul Mormânt, după ce face acea rânduială, în conjurul respectiv, își pleacă genunchii să roagă. Și în timpul rugăciunii apare Dumnezească Lumină, apare din cer. Au fost momente în care n-au fost lăsați creștinii să intre înăuntru. Și poate cunoașteți o istorisire. Sau cei care au fost la locurile sfinte au văzut. Când n-au fost lăsați să meargă înăuntru, să ia lumină de la mormânt, de la Sfântul Mormânt, a venit lumina afară. Și a lovit în, într-un stâlp de acolo, de afară, de la intrare în Sfântul Mormânt. Și acel sfânt, stâlp și acum este. Urme, urme, da. Se vede că a fost foarte afectat. Deci, da. iată, Dumnezeu așa rânduiește și acea Sfântă Lumină. E bine să știe toată lumea. Vreme de câteva minute poți să o pui pe cap, pe față, peste tot. Nu te arde. E lumină dumnezească. Abia după câteva minute, acea lumină produce efectul unei lumini normale. Deci de aceea se spune, e lumină dumnezească, lumină cerească, lumină plină de har. Pentru că, iată, această lumină ne îmbracă în har de la Dumnezeu. De aceea ne bucurăm și o primim și ne și La satul mare și anul acesta, Sigur că lumina da. sfântă, știu că... Prin bunăvoința domnului, parcă Lețiu dânsul se ocupă da. de. Domnul Lețiu a făcut. Câțiva ani buni cu aducerea Luminii Sfinte și la noi la Satul și Mare. Și la noi la Satul Mare. Și eu zic că este bine să ne împărtășim și noi ne-am pregătit cel puțin în Săptămâna luminată, să avem la Sfântul Altar Sfânta Lumină. Cei care doresc să vină să se împărtășească, să ducă la casele lor, să ducă la cei morți și eu am bucuria aceasta. În prima zi de Paște să mă duc la părinții mei la cimitir, să duc Sfântă Lumină. lumină. Să duc sfântă. Lumină Sfântă și să aibă și parte de Lumină Dumnezească. Da, și suntem îi, îi, îndemn, îi îndemn pe toți credincioșii să facă, să-și aducă aminte și de cei plecați pe drum, veșnic. Să le transmită și lor că Hristos a înviat și pentru ei. Suntem pe final de emisiune, Părinte. Foarte pe scurt, cum ar trebui să ne pregătim de Paște? Eu cred că Paștele este sărbătoare bucuriei și atunci ca să ne bucurăm duhovnizește, ar trebui să ne pregătim cu post, cu rugăciune, cu spovedanie și împărtășanie și mai apoi să ne împărtășim din cele Dumnezești și din Sfânta Lumină. Și apoi toate celelalte să gustăm și din cele, celelalte sfințite. Să participăm la Dumnezeștele slujbe, să luăm Lumina Sfântă și să ne bucurăm. Pentru că zice rugăciunea din noaptea de înviere, este o chemare a Mântuitorului, veniți! și vă bucurați. Ne cheamă ca și la un ospăț Dumnezeu. Veniți și vă bucurați cu toții, că vițelul este gras, vițelul este mult. Și cei care ați postit, și care n-ați postit. Și care v-ați ostenit, și care nu v-ați ostenit. Îi cheamă pe toți. Nu lasă Dumnezeu afară pe nimeni, Hristos nu -l lasă afară. Pe toți îi cheamă la înviere. Chiar dacă nu s-au ostenit cum ar trebui. Și cei din ceasul întâi, cei din ceasul la toți să vină să se bucure, să se îndumnezească, să se înfructe din lumina lui Hristos. Iar bucatele sunt pe planul 2. Și am mai spus-o cu alte ocazii, că ospățul de obicei are ceva foarte, foarte, foarte important în el. Deci la o ospăț sunt lucruri care sunt mult mai trainice decât bucatele. Sunt lucruri care ne înveșmântează. Păi am dat exemplu, spre exemplu, la Patriarhul Avram, când este cercetat de cei trei sol cerești și el îi ospătează. Iar când pleacă cei trei solți cerești după ce a fost ospătați, după ospăți, le spune, vei fi tata multe neamuri. Îl face tata al credinței și a multe neamuri pe Avram. Și ce la anul viitor vom veni iarăși. Și soția ta cea stearpă seara îți va naște un prunc. Iată, lasă și mesaj. Lasă bucurie. Deci orice ospăț este aducător de bucurie. Așa e și ospățul pascal. Dar eu cred că și credincioșii simt la fel. Dacă îți vine cineva din străinătate acasă, e plecat de un an, de doi, păi când vine acasă nu se așează să mănânce. Prima dată îl da, normal. Prima dată îl sărută, vrea să-l vadă, să-l simtă, să-l simtă în brațele lui, să-l întrebe dacă e bine. Să și că, da. e reciprocă treaba. Da, bineînțeles. Și atunci, sigur, bucatele și ele la locul lor. Să nu, să nu le punem pe primul loc, să nu lăsăm lucrurile materiale, ci cele sfinte, cele spirituale, care vin și ne aduc multă, multă bucurie sufletului. Iar în încheiere, vreau să spun, îmi place foarte mult și am spus-o și cu alte prilejuri, la de la sărbătoarea floriilor, de când pruncile au primit pe Iisus Hristos la intrarea triumfală în Ierusalim, ei dispar, ei nu mai apar, nicăieri, nici în Scripturi nu se pomenește că ar mai apărea în toată această perioadă a săptămânii celei mari. Nu apar la patimă și la moartea Mântuitorului. Așa vrut Dumnezeu, să nu lase pruncii nevinovați să vadă ce, ce face omul cu Dumnezeu, cum îl condamnă și îl batrocorește. Și ei apar, știți când, domnul Victor, apar în noaptea de înviere părinții erau obosiți, după Paștele evreiesc, toți s-au odihnit, iar dimineața copiii au mers pe și se jucau, ca așa e tradiția, îi lasă afară, nu circulă nicio mașină, îi lasă să meargă și să se joace copiii. Și ni se spune, prin tradiție, că sfintele femei au mers la mormânt ca să îmbălsămeze, să ungă cu mirul trupul Iisus, pentru că n-a fost vreme de îmbălsămare. Și au cumpărat ele mir, au avut mai mult curaj decât bărbații, care erau ascunși, încuiați de frica iudeilor și au mers femeile mironosite și au dus o lucrare sfântă la împlinire. Și au ajuns acolo și au văzut mormântul gol. Iar în mormânt era îngerul Gabriel, care le-a spus, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Am viat, nu este aici. Iată locul unde fusese pus. Și atunci ele ce să facă cu mirul? Au luat mirul și s-au întors înapoi în cetate. Iar pe drum se jucau copilașii deja. Și au început copiii să miroase, să vadă ce -i. și femeile l-au iau uns. Ce Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Au fost primii martori în învierii. Femeile miroase și copii. Iar copiii au mers în casele lor mirosind, după ce au fost unși cu mir pe frunte. Și au întrebat părinții, s-au trezit, ce miroase așa? Ce copiii au spus, Hristos a înviat. Deosebit de frumos. de fămos. aici vine... De aici vine. Aceasta este parola noastră. Că dacă tot vorbim despre parole, suntem în vremea IT-ului sau a -a. așa, Parola învierii noastre este aceasta. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Acesta este adevărul și mântuirea noastră. Iar acest salut se practică până la? Până la înălțarea Domnului la cer. Deci... Este mai mult decât un salut. Este o mărturisire de credință această măturițire de credință e, deci nu numai în acele zile de Paște, ci nu, până, până la... Până la Domnului. Vreme de 40 de zile să salută oamenii cu Hristos în viață și răspuns adevărat în viat. Cei care, iată, din păcate, se păstează mai mult la țară, mai puțin la oraș. Iată, suntem în această pierdere a unor tradiții și e bine pe final de emisiune că liceul pe care îl păstorește invitatul nostru este, are ca și obiectiv și păstrarea acestor uh, tradiții uh, care sunt atât de frumoase și mă refer aici la în Liceul Ortodox Nicolae Ștein. Vă mulțumim mult pentru uh, prezența în emisiune. Vă mai așteptăm uh, sigur că da și cu alte ocazii să vorbim mai multe și despre liceu. Uh, deocamdată vă mulțumim și uh, sărbători frumoase! alături de cei dragi. Și eu vă mulțumesc. Bucuria a fost de partea mea și vreau să le transmit și eu telespectatorilor noștri să aibă parte de sărbători luminate, iar Paștele lui Iisus Hristos în virea Domnului să le fie de folos. Să învețe pe copii, să ducă la biserică, să împărtășească, să păstreze tradiția. Că doar învățându-i avem urmași, avem cine să, să, se roage mai târziu pentru noi. Sărbători binecuvântate, un Paște fericit și multă, multă bucurie și multă sănătate. Hristos a înviat! Adevărat, am viat, vă mulțumim, părinte, vă mulțumim dumneavoastră, sărbători frumoase, să aveți un Victor Constantinovici și vă doresc tot binele din lume, sărbători, binecuvântate și să fiți și mai sănătoși.